v a spus vreodată întrebarea de ce nu se vrea ca mașinile care montează GPL să fie trecute la normele de poluare cu o clasă sau chiar două mai sus? De exemplu, o dați 1300, dacă o iei acum și o pui pe GPL și faci un test de noxe, ce credeți? Iese undeva pe la un euro 4, euro chiar 5? Eu zic că da. De ce nu se vorbește de treaba asta? De ce mașinile, de exemplu, un euro 4, nu poate să treacă la un euro 5, în momentul în care a trecut prin toate procedurile, montaj autorizat, rar și așa mai departe, și are un GPL pe mașină care mă, nu scoate nimic? O mașină cu motor în mințile ei, fără uzuri fără care nu papă ulei, că dacă mănâncă ulei, scoate noxe din ulei ars, nu din benzina sau gpl ars. E altă, vorbim de altceva acolo. Deci eu aș vrea să văd pe cineva care spune, care încurajează ecologia și care spune, bă băieți, cine își montează GPL pe mașină, beneficiază de o clasă în plus sau două și scăderea taxelor, de, de, clasă în plus la, de poluare și scăderea taxelor către primărie. De ce nu se întâmplă treaba asta? V-ați gândit vreodată? Eu mă tot gândesc, dar n-ajung la nicio concluzie.